S-a schimbat ministrul justiției, uh -huh. s-a schimbat ministrul uh, infrastructurii energetice. Și au apărut două ministerii. Au apărut două ministerii în noi și ministerul Finanțelor, că și acolo de mai mult timp spunea că e nevoie de niște ajustări. Deci nu tocmai pe domeniile celea unde poate că era nevoie dacă exista o nesiguranță că se poate interveni, era nevoie de schimbări. Dorin Rician a coordonat hai să zic așa, fiind și secretarul Consiliului Suprem de Securitate și Consiliul Problemei de Securitate, a avut în portofoliu său coordonarea blocului de, de securitate, ordine publică și, și apărare. A avut o colaborare foarte bună și trebuie să o spunem cu aceste ministerii și Ministerul de Interne și Ministerul Apărării și Serviciul de Inteligență și CNA-ul și au făcut bine datoria în această perioadă, dânsul are și o experiență de gestionare a Ministerului de, de Interne, de aia se recomandă, s-a recomandat pe, pe această poziție. Ați avut și alte candidaturi în discuție? Nu. Uh, hai să zic Știți așa. că pe la nivel nu, de bine, zbunuri de... s-a mai speculat și numele domnului Tofan Vasile. Nu, dar de ce nu spuneți numele meu? Nu, eu spun cele care s-au discutat. A, bine, da. noi. Numele dumneavoastră nu a fost uh, în, vedeți, na... în. zvonurile de pe telegram a, nu ai, a apărut. Rog, dar a apărut da, numele da. domnului Recean și domnul, numele <coughs> domnului Tofan. Bine, telegramurile mai atent cu. Uneori mai gre... greșesc, dar uneori mai au. Păi, dau toate opțiunile și oricum dată. <coughs> de data asta au dat două și au, <coughs> au nimerit cu unul dintre ei, ei. Dau și ei de toate care le găsesc. Și... Înțeleg, dar a fost în discuție numele domnului Tofan? Eu nu-l cunosc pe domnul Tofan personal, nu-l da, nu cunosc, n-am discutat cu el, știu că e din domeniul afacerilor și asta e tot. Investiții în Republica Moldova? Investiții, da, dar a fost accentul, bine, a fost accentul mai mult pe domnul, domnul Grecian, Totuși, a fost și alte. El a fost vociferat, dar eu nu-l cunosc. Eu nu pot să spun <fie> acum că a fost o candidatură care într-adevăr, <fie> Poate așa a fost vociferată, dar atâta timp cât eu nu cunosc persoana, probabil ne-am intersectat vreodată în, în spațiu public. Acum nu mi-am inteles, sincer. <fie> <fie> și nu cunosc atât de bine persoana care are succes în business. Am auzit în Ucraina, Republica Moldova, da. A reușit să listeze niște companii de-a noastră uh, intenționează. Reintenționează, da. Bravo lui, bine că s-a a reușit și s-a impus în, în domeniul ăsta. domnului Recean, înțeleg că a fost discutat uh, pe interiorul fracțiunii înainte ca să fie propus de către președinte în mod oficial. Că, de fapt, consultările oficiale au durat uh, foarte repede. Nu mai și-a anunțat demisia doamna Gavriliță... Mm -hmm câteva ore, așa, am și aflat numele candidatului de desemnat, au și fost consultările. Ca să fim sinceri, că ați spus că mm. haideți să spunem lucrurilor pe nume. Mm. De când ați știut? Bine, acum vreți să mă, mă uit Dar înapoi. Sunt niște de curiozități. Când, de când au început discuțiile? Discuțiile au început de când am văzut că planează riscurile astea foarte serioase și am început să ne gândim care ar fi profilul omului potrivit pentru această perioadă. Acum, bine că a coincis și partea asta care ține de blocul de securitate uhum. și experiența în domeniul uh, afacerilor, da? Și uh, de aici și accentul în cadrul programului. Uh, un accent în 23 să fie pe a suportul care trebuie să vină în, în mediul de afaceri. Pentru cei care creează lucruri de muncă, care plătesc impozite, 22 a fost cu accentul pe dimensiunea socială. Marcel Spătare a făcut un lucru extraordinar Nu să, să scăpăm de accentul să... pe partea socială dar, o să trebui mențiem, prețul... dar trebuie să înțelegem cu toții că, că dacă nu economică. investim în afaceri nu îi susținem, nu îi ajutăm nu atragem resurse ieftine pentru ei miza că vom reuși tot timpul să perpetuăm cumva abordarea asta, mai facem o platformă, mai cerim ajutor de la donatori, mult nu ține și nu-i durabil. Nu da, noi trebuie să investim în afacerile noastre, să dezvoltăm de business nostru, așa trebuie. Și eu când merg în străinătate, în toate vizitele mele oficiale, asta le spun. Noi vă mulțumim pentru donații, pentru grantul și așa mai departe. Dar rugămintea este să ne deschideți piețele noastre dați-ne voie să câștigăm să ne câștigăm banii o să ne ajutați, să ne spuneți ce calitate trebuie să aibă ce standarde să întrunească produsele noastre dar noi vrem deja o relație, mai mult accentul să fie pe relație comercială o să ne câștigăm banul pentru că nu poți tot timpul Absolut, să rămâi de acord. cu acord. Să revenim cerutul. la domnul Recean și că, <coughs> pentru că mie nu-mi plac speculațiile zvonistica, de asta încerc să le înfrunt spuneți. direct au existat rețineri pe interiorul fracțiunii PAS legat de candidatura domnului Recean? Au... Am înțeles că au fost depășite. Au, am văzut -au că... fost discuții, au fost și nu poți, la noi nu se vine așa și aș spune, asta, domnule e, e deștept și frumos. Au fost discuții, au fost întrebări, răspunsuri. Da? Pentru că asta e firesc, un proces firesc. Deci unii Ci deputați vede... au trebuit convinși. Ci cum vede lui, nu știu, politica în domeniul securității? Cum vede lui atragerea investițiilor? Cum vede iată, implementarea tehnologiei Informaționale, digitalizarea proceselor. Are o experiență și în domeniul ăsta. Noi cumva o vedeam tot timpul mai mult în prisma relației stat-cetățean, stat-cetățean. Acum accentul care o să fie pus, inclusiv. Business, cetățean. Ca consumator. să precizez, întrebarea mea era mai degrabă ca să precizez. Era poate mai degrabă despre faptul dacă unii deputați au avut rețineri dacă să voteze sau nu pentru dumneavoastră. Noi toți, 62, bine, toți, ieri am votat, ieri a fost cumva ultima uh -huh. prezentarea, cum se zic, a. Componenței a garniturii guvernamentale uh -huh. Am discutat Pe, pe candidaturi Și într-un final s-a pus la vot Așa e regula în pas Candidaturile au fost acceptate cele cu care a venit Domnul Recean sau s-au făcut niște Bine, a fost o iterație uh -huh. S-a discutat S-au numit, s-au făcut niște propuneri De exemplu la un domeniu s-a spus domnule Pot fi, poate fi așa, poate fi așa. Doi, uh -huh. doi candidați. Și ați ales a, din ei doi. Uh, da, girul să fie, să discuti cu doi candidați. Uh -huh. Întâi, în ordin prioritar, întâi cu unul, după care, dacă uh, celălalt, dar vari motive, nu poate accepta, atunci al doilea după ce s-a avut runda de discuții dintre candidați și potențialii candidați, iar a revenit în ședința fracțiunii, unii s-au prezentat, cum zic eu, totalurile discuțiilor sau, da, interacțiunii candidatului desemnat cu potențiale și atunci s-a discutat și într-un final s-a pus la vot. Și au votat toți. Și s-a votat. Și atunci, acest guvern, această garnitură este Guvernul PAS sau este guvernul Dorin Recean? Pentru că miniștrii propuși înțeleg că nu sunt membri PAS nimeni dintre ei. Ești noi care s-au schimbat. Nu cine nu e membru PAS. Din cei a, care au venit. Parlekov nu e membru PAS. Doamna Mihailov tot nu este membru. Doamna Mihailov nu este, dar a avut o colaborare. Doamna tot nu este. Doamna da, Dabija? Este. Este membru PAS. Da.